Salutare! Vreau să vă prezint cele patru cărți pe care le-am scris până acum. Unii dintre voi le aveți deja și vă mulțumesc că le-ați cumpărat. Alții poate nici nu știți măcar că am scris niște cărți, însă veți afla acum despre ele. Prima este un volum de poezii, poeziile mele, se numește Gânduri. Sunt o selecție dintre tot ce am scris. Cartea are 112 pagini. Are și imagini pe lângă poezioare, scrise fie în formă tradițională, fie în formă modernă, adică fără rimă. Sunt unele sunt mai ușor de citit, altele sunt poate mai profunde. Pozele sunt făcute de mine. Deci nu sunt luate din altă parte și sunt foarte, foarte drăguțe, zic eu. Deci acesta este primul volum, Gânduri. Cea de-a doua carte pe care am scris-o este tot o carte de poezii, dar traducere a unor poezii din limba greacă, niște poezii numite Madinade, specifice insulei Creta. Când am fost acolo, am cules aceste poezii de la o doamnă numită Efi Pavlaki. Deci iată, acestea sunt Madinadele. Dumnea este doamna Efi Pavlaki, o doamnă deosebită. Cretanii scriu aceste Madinade așa, au un talent, din câte am înțeles, cam toți în a scrie aceste catrene. De asemenea, aceste poezii au imagini, color. Ele sunt împărțite pe mai multe categorii: prietenie, cafea, familie, iubire. Da? Cartea are 123 de pagini și sunt pline de optimism aceste poezii în general. Cea de-a treia carte se numește Tiposuri vegetale în istoria mântuirii. Este o carte cu specific teologic. Analizează prezența unor simboluri. Tiposul asta înseamnă deci un simbol care face legătura între o realitate terestră, mundană, și o realitate transcendentă, spirituală, duhovnicească. În această carte analizez apariția în Biblie a unor plante cum ar fi chiparosul, vița de vie, grâul, crinul și măslinul, care toate au un simbolism deosebit în Biblie. Și această carte, așa cum îmi place mie, are imagini la început de fiecare capitol. Întâi analizează apariția acestor plante în anumite capitole din Biblie, în Vechiul Testament sau în Noul Testament, și apoi se ocupă de studiul simbolismului acestora, păstrat în creștinism. Eu zic că este o carte foarte interesantă pentru cei care gustă domeniul teologic. Iar cea de-a patra carte, apărută acum de curând, acum vreo două săptămâni, este o carte bilingv, spaniolă-română, Crima lui Borges, El crimen de Borges. Și aici analizez anumite motive din niște novele polițiste ale Jorge Luis Borges, un scriitor sudamerican. Și este iarăși o carte destul de interesantă. Am aici și, mă rog, tot felul de grafice, scheme, analize. Acest scriitor este unul foarte interesant pentru că concentrează în novelele lui tot felul de motive, cum ar fi motivul timpului sau al timpului circular sau al labirintului sau motivul grădinii, și sunt foarte așa, cum să spun, ușor de lecturat și totuși deosebite de lecturile pe care poate le-am citit, cu care suntem obișnuiți. Este
Coperta la fel simbolizează timpul acesta circular. Este un scriitor mai interesant, așa, concentrat din alte scrieri, din alte domenii, în cărțile lui tot felul de motive literare. Cartea are 167 de pagini. Acesta este Jorge Luis Borges. Mulțumesc foarte mult editurii Sfântul Ierarh Nicolae din Brăila pentru ajutorul dat în tipărirea acestor cărți, pentru faptul că mi-a dat și rafturi în librăria scriitorilor. Și pentru aceasta fac și acest vlog, ca să îl urc acolo și să puteți vedea mai bine și înțelege despre ce sunt aceste cărți. Eu sper că o să vă placă, vă aștept să mă contactați pentru a intra în posesia lor. În București mă pot deplasa personal ca să mă întâlnesc cu doritorii și succes pe mai departe celor care mai scriu. Mulțumesc mult de tot încă o dată editorii Sfântul Ierarh Nicolae din Brăila. O zi frumoasă să aveți, la revedere!